Loran, urmează de nici ceva cu o temă mai mult decât senzațională. Coacă, mă scuzați. Dacă vorbești tare, se aude. Îți dau și un miel, cu această ocazie, imediat. Vreau să spun, prezentarea se numește Ce caută mama pe net. România este pe ultimul loc cu 11%.
jumate de Bulgaria la 17%. Aici mai sunt, mă rog, mai e un fapt interesant, a dat Google acum un an un document în care arătau cota spendului în advertising online față de advertising total. În țări precum Danemarca și Suedia, proporția advertising-ului online e pe la 35%. În România este de 10%, iar în Bulgaria este de 6-7%. Iar aici puteți vedea că Bulgaria este un pic mai față, în fața României ca comportament de online shopping. Deci, din nou, un mic duș rece. Am încercat după aceea să-mi explic cărui fapt se datorează aceste cifre puțin cinice, ca să zic așa. Am găsit îndată anumite căutări pe Google, mi-a zis o colegă că, băi, nu mai da cifre, folosește imagini, caută imagini cât mai multe. Îmi este această imagine așa, Borat style, dacă vreți, care ne aduce aminte că 48% din populația României este rurală. Deci tot discursul ăsta celor două Românii, pe care l-am tot auzit în politică în ultimul timp, cumva are o acoperire pe care eu o văd și ca o, cum să zic, o polarizare, un cumul de contradicții, inclusiv în cadrul României pe care advertising o abordează într-un fel. Aici e un bloc în care mi se pare reprezentativ felul în care asta e un cartier pentru middle class-ul românesc, care teza mea e că încă nu și-a găsit cumva identitate. Adică în țări precum Marea Britanie sau Franța, când vezi segmentări, foarte mult ai un middle class foarte coerent, care locuiește în anumite cartiere, care e foarte bine departajat de un lower middle class. Ori în România, coabitarea asta cu contradicțiile astea încă se perpetuează. Și în același timp există o valență aspirațională, ne intuim că o ardem gen așa. Socializăm așa, există o, cum să zic, o discrepanță între ceea ce middle class respectiv crede că face și crește și ceea ce se întâmplă concret. Și, practic, nu putem, adică nu putem să nu fim sinceri, să admitem că există, putem să vorbim un termen digital divide în România. A fost un studiu al BNS-ului din 2012, care, mă rog, nu știu cât de un mandat politic era, care arată că expunerea spre riscul de sărăcie și de expunere socială se aplică pentru o populație între 41% și 46%. Calculele Eurostat arată că 21% sunt sigur afectați, și asta pentru că există transferuri familiale. România e țara cu cele mai multe transferuri familiale din Uniunea Europeană, fără de care foarte mulți pensionari efectiv n-ar putea să subsistă. Adică, probabil, și voi, nu știu, vă sprijiniți rudele mai nevoiașe sau uneori chiar și părinții. Și prin asta, practic, grupa aceasta de risc foarte accentuat este mai mică. Avem și la inegalitate socială suntem o poziție foarte avansată. 20% din persoanele cu venituri foarte mari, câștigă de 6 ori mai mult decât ultimii 20. Adică prima cincime câștigă de 6 ori mai mult decât ultima cincime. Pe primul loc este Lituania, mi se pare. Așa și pe ultimile poziții, evident, Scandinavia, Suedia, etc. Contradicțiile continuă. Bloomberg a spus locul 5 din lume la rapiditatea conexiunii internetului. Momentan se estimează 2,5 milioane de smartphone-uri deja vândute. Și
se aproximează că vor fi 7,5 milioane în următorii 2 ani, până în 2015. Și în același timp, rata de penetrare în mediul rural nu este 0%, pe cum ne-am aștepta, în contextul ăsta un pic sumbru, cele două unii divizate, și pe la 33%, 61% în urban și 68% în București, conform celui mai recent. Bun, și aici vedem ce s-a întâmplat pe parcursul anilor. Nu știu dacă se vede foarte bine axa de jos, dacă puteți urmări sau nu. Mai degrabă nu urmăresc. O să încerc să vin aici să interacționez un pic cu ea. Aici scrie 2003. Aici e în 2005. Asta este curba de adopție a României. Este, conform statisticilor băncii mondiale, rata de procentul de populație care folosește internet. Este cea mai actuală statistică de pe 15 mai 2013. Am pus aici Italia spre comparație pentru că mi se pare că și Italia e un exemplu, adică e tot o țară cu penetrarea online-ului destul de mică și în care există toată această scizire, mai ales între nord și sud în Italia. Și am pus Marea Britanie pentru că se vede un pattern destul de clar al felului în care se întâmplă adoptarea noii tehnologii. În 2001, de exemplu, sau nu, chiar la nivel de 1999, în Marea Britanie, deja adoptaseră 20% foloseau mediul online. În România, pe vremea aia, cred că, nu știu ce aici, 2-3%, ceva de gen. Poate știți acea teorie a domnului Everett Rogers, teoria Diffusion Theory, care spune că există întotdeauna innovators, care fac parte oamenii cei mai educați, cei mai protocroniști, early adopters, care sunt cei care se lasă influențați de aceștia, sunt și ei foarte permeabili la nou, la inertic. Early majority, în care deja vorbim de o anumită necesitate în adică tehnologia respectivă și-a arătat capabilitățile prin faptul că aceste prime două categorii difuzează tehnologia, iar după aceea se răspândește întâi către early majority, iar după aceea către late majority. Și aici ce aveți în paranteză este ceea ce am încercat să aplic teoria asta pentru contextul românesc, în care am zis că innovators, aici am fost destul de pesimist ca să avem totuși niște date, am lăsat până în anul 2003, adică nu știu, la nivelul anului 2003, deja aceștia erau oamenii care își citeau zilnic mail, de exemplu, nu puteau trăi fără mail. Este practic, sunteți voi, generația voastră, nu știu, poate mulți ați stat pe MIR, cei care nu puteau până în 2003 să trăiască fără e-mail. Apoi, difuziunea s-a întâmplat destul de repede. Deci aici, la early adopters, avem o curbă foarte, foarte, foarte abruptă. Așa cum în Marea Britanie, de exemplu, s-a întâmplat între 2001 și 2002. Iar după aia intrăm pe o pistă de adopție care are o rată de creștere de vreo 3 până la 5% pe an, care sunt acești early majority. Aici, de fapt, e exact momentul în care tehnologia devine indispensabilă pentru anumite domenii. Și, da, aici am speculat că această categorie ar fi cei din urbanul mic, din
orașele mai mici care au adoptat tehnologia și care totuși au un statut social mai ales marcat de relații mai ridicat. Care e dificultatea cu... Am făcut un fel de pe detectivul cu datele, pentru că noi nu avem, adică studiile care se fac sunt destul de ținute private și am lucrat foarte mult cu ce am găsit pe Institutul Național de Statistică. Metodologia din spate nu îți permite să știi exact să clasifici în funcție de clasă socială. Și mai ales că întrebările mi se pare că nu surprind întreaga realitate, pentru că mediul ăsta orășean mic sau rural, există și foarte multe interacțiuni în care nu sunt transferuri monetare, dar oamenii aceia nu sunt atât de dezavantajați social. Deci e foarte dificil să clasifici, adică ei își fac tot felul de prestații, mici trocuri și la tare există o foarte mare zonă de economie gri. Și spun lucrul ăsta pentru că datele pe care am să le mai prezint în prezentarea asta, poate că sună mult mai harș decât este realitatea de fapt. Ținând cont de faptul că există multe, multe prestații de astea de întrajutorare și o zonă gri în care, de fapt, puterea de cumpărare nu este atât de joasă. Bun, și am speculat aici că continuă adopția acestei majorități târzii. Adică, mă rog, teoria spune că majoritatea târzie a început să adopte prin 2005. Dar eu nu sunt de părerea asta. Și tocmai pentru că îmi pun următoarele întrebări. Deocamdată, rata de penetrare online este de 50%. Acum. Primul de creștere acum e de vreo 4% pe an. Și dacă ținem cont că această jumătate de Românie pe care am expus-o până acum este, e rezultatul unei constante structurale. Adică există o parte care trăiește în această zonă de economie gri, de sărăcie, de... și dacă vă uitați, de exemplu, pe felul în care sunt alocați banii, deci mai bugetul, 80% se duce pe alimente și chestii de bani. Mă gândesc că s-ar putea, nu știu, ar putea exista o plafonare a creșterii penetrării online. Câți la sută dintre voi cred că vom depăși pragul de 60%? Una, două, trei persoane. Cel de 80%? Până în 2020. Deci asta înseamnă 4% pe an, dacă se vor menține, da? Și am tot 4,28. Asta la specificul să aceea și scuză-mă, dar cu specificul să aceeași creștere a veniturilor populației și educației ca să menții constantă. Pentru că acea zonă de 40-30% din populația a României care în 20 de ani va aducă care se evolueze. Și atunci cu cât? Alte considerente pe tema asta? Ce-ar mai putea ajuta un rol? E, nu, e foarte just ce spui, pentru că tocmai de-aia îmi pun întrebarea asta, adică pus vorbele astea pe aici, tocmai pentru a arăta că poate există un gap de care zici tu, adică zic. Sigur, o serie de factori, poate să fie o schimbare socială, orice, în contextul război sau abar n-am, o prelungire a crizei care se ducă mai jos. Adică se pot întâmpla o grază de factori pe care nu putem. Călina a arătat niște statistici cu creșterea clasei de mijloc. La un moment dat, prezentarea lui. Da, doar un lucru, nu cred că de-a face cu nivelul de educație, absorpția sau curată utilizarea online, dacă vrei. Gândește că deja, cel puțin eu, e o mare problemă să plătesc factura la casă. Pentru că nu mai poți să mergi să plătești la
s-a desfăcut la referire Dumnezeu, pe Facebook nu e o monedă. Fim serios, ce cu mine e mine. Nu cred că e ok să folosiți doar contextul. Adică, eu am făcut o glumă, mă rog, rădăcioasă vis-a-vis de cât de priceput suntem la utilizat în mersul online. Dar știți că toți hackerii care sunt prinși sunt în România. Nu ai impresia că au mastere și au Oxford. Oamenii e nevoie. Au început, cred că românii sunt deștepți. Românii știu să improvizeze, să creadă, să creeze peste rata altor. Sigur, educația și cultura nu s-a luat școlarizare. Vreau să mergem mai departe. Da. Și de ce am pus întrebarea respectivă? Eu cred că vârsta, adică exclusiv trecerea timpului, este un driver al creșterii și s-ar putea să depășim acest plafon. Ce-am făcut? M-am uitat pe date de SNA Focus. Câți dintre voi știți ce e SNA Focus, ca să trec repede sau nu? Ok, deci să cam știe. Ideea e că sunt două bias-uri, mă rog, e un bias foarte puternic. Deci ce fac ei? Sunt, au eșantionat localitățile urbane, peste 30.000 de locuitori, însă cele sub 30.000 sunt puternic subreprezentate. Doar 11% din populația inclusă în eșantionul lor este lucrătoare în sectorul agricol. Deci ăsta e bias-ul cel mai strong. Și în realitate sunt vreo 20%. Și evident există și un bias de răspuns, ca peste tot, o rată mare de non-răspuns, de 27%. Și de obicei ăsta e un middle class bias, pentru că răspund și foarte puternic defavorizați, nu răspund din rațiuni de rușine socială, pe anumite întrebări, pe anumite chestii, sau nu se pare... Nu e pentru ei, pur și simplu, nu e lista lor de priorități. Iar cei foarte favorizați, bine, asta cred că în sectorul ăsta s-a întâmplat mai puțin, au lucruri de spus. Bun. Și acum, astea sunt segmentele de vârstă pe care am făcut acest mini-studiu. Ați folosit internetul în ultimile 12 luni. În sample-ul acesta baresat al SNA-ului, vedem că 65% din total au răspuns cu da. Când datele Eurostat ne arătau că 48% nu au folosit ever internet. Deci aici vedem baresul, însă pe vârstă de grupe, grupa 14-18 este online aproape non-stop. Vârsta 19-24, idem. Și aici începe să scadă. Deci aici vedem exact efectul digital divide în funcție de vârstă. Și de-aia zic că, gândindu-ne că oamenii ăștia nu o să schimbe comportamentul, adică ei, avansând în altă categorie de vârstă, să mai crească coroana asta cu da. Cred că acest 4%, adică dacă stăm să ne uităm la curba creșterii, aici sunt efectele astea de adopție, cu early adopters, nu știu ce, constanța asta de aici, începând, are de-a face cu efectul de vârstă. Bun. Timp petrecut online în funcție de vârstă. Aici e media 0,30 de minute, vreo 4%. Dar ce observăm aici? Mă rog, avem un median de la un jur de o oră, două, pe zi. Deci, 6 minute pe zi. Și aici avem o categorie 300 minute plus. Care vedem că este ca un outlier. Deci aici avem o distribuție de asta absolut tipică. Și odată, pam, 300 de minute plus. Și grupele cele mai tipice pentru genul ăsta de comportament sunt cele tinere. 14, 18, 19, 24. Adică cei foarte tineri, 300 de minute înseamnă 5 ore pe zi. Deci 5 ore pe zi e enorm. Și sunt, din grupele respective, sunt peste 20%. Deci cei până în 24 de ani, 20% sau peste 300 de minute pe zi. Să știi că ce mii de scuze eu sunt aici. Sau să te rog să grăbești puțin ritmul. Hai să facem mai rău. Frecvența de locare Facebook am văzut că e
păstrat în eșantion grupe de vârstă care sunt foarte consumatori online. Adică, am zis că iau respondenții care stau online mai frecvent de 3 ori pe săptămână. Și aceasta este distribuția. Pentru că nu am acel efect de vârstă. Și după aia am orientat și mai clasific o dată în funcție de puterea de cumpărare, care este măsurată după venitul personal declarat în cadrul SNA-ului. Minus 8% din timpul. Și am obținut, acest limit de apărare puțin fericită. Nu știu cum se face să... O să micșorez pentru mine. Avem două axe, puterea de cumpărare și vârsta. Ce am făcut aici, de fapt, am zis așa, iau... Acestea sunt copii și adolescenții până în 18 ani, tineri adulți. Și aici sunt, deci, avem exclusiv strict utilizatorii de online. Deci este acea jumătate de România care stă la lumea pe online. Și am vrut să o segmentez astfel. Avem... middle class, un cam vezi, deci am pus între ghilimele, nu neapărat pe ochii, la de la valori vestice sau așa, n-am măsurat lucrul ăsta. Însă au acea putere de cumpărare și comportament de consum media foarte tipic clasei medie vestice. Iar lower middle class-ul, care reprezintă peste 30%, nu, 30%, mă rog, media, deci benchmark-ul între ele este felul în care se distanțează de venitul de 1600 de RON pe lună, care e venit personal, da? Avem aici, pus puțin la mișto, grupa de inerturi, de hipster, care e foarte mică, și establishment-ul care face parte dintr-o grupă de vârstă mai înaintată, și are o putere de cumpărare mare. Și aici am zis vârsta 2.0, sunt acei destul de puțini oameni între 45 și 60 de ani care consumă mult online. Bun, am avut timp, din păcate, să fac grafice, să presegmentarea, să protezi rezultatele mai, o formă mai adecvată, o să trec scurt prin ele. Adolescenții, doar 2.6% dintre ei unde au venit personal mai considerabil, peste 1000 de lume. Messenger zilnic, jocuri online săptămânat, gaming zilnic. Un sfert de gen pe YouTube, 35% doar se uită la TV peste 3 ore pe zi, 12% sub oră, deci un consum de mult sub mediu. Citesc bloguri, dublu de test de cât respectă nauților, deci ei sunt de fapt cei care citesc bloguri, ăștia foarte mici. Restul citesc doar 14% din internaut și test jocuri. Ca și comportament, foarte mult comportament quasi implicit, așa joacă poker și cum pariu, deci asta la mult declarativ chiar. Bugetul lor se duce pe haine, la fete, pe coafor și manicură. Site-urile preferate, cosic celebrități, deci cantan, click, lifestyle, jocuri și aplicații, public, și portalul genocazii.ro. Deci aici sunt afinități mult peste medie. Grupa tinerilor până în 24 de ani este destul de similar în comportament. Am venit 21% și câștigă singură existența, nu depinde părinți. Consumul TV este sub o este cel mai mic din toate grupele acestea. Traficul online este foarte, foarte mare pe toate categoriile, dar mai ales pe ce înseamnă e-commerce, comparatoare de preț, lifestyle și burse de joburi. Și aici, de fapt, vedem discrepanță, pentru că ei nu dispun de o putere de cumpărare foarte mare, însă ei sunt, practic, cei care folosesc, adică sunt exact acei conversion shopper și obsedați
are orice și să stea pe site de e-commerce din timp. Nu sunt deranjați de faptul că sunt invazive reclamele online, dar de altfel de vârstă, mai în vârstă, care sunt mai deranjați. 70% consideră că internetul este esențial pentru muncă, 80% caută informația din prima online și, da, tot așa pentru ce înseamnă poker, gambling, etc. 2000% zis că l-am pus astfel încât venitul e mai mic. Driverii principale sunt Facebook și e-mail-ul. Nu sunt content seekers, precum grupa tinerilor. 54% au totuși profit de Facebook. Iar site-urile sunt gossip, entertainment, mașina în a doua. Dar 19% folosesc internet. Media estimată pe la 25%. Middle class-ul cam vest. Presă foarte puternică, activitate pentru site-ul de drept, comparatoare prețuri. Majoritatea au profit Facebook, cei tine n-am mai zis, sau aproape toți. Da? 3% media operatori folosesc banking, online banking, săptămânal. Și este grupa, din grupa respectivă pe care am segmentat-o mai largă ca și intervale de vârstă, cei tineri se încred în informațiile online, cei bătrâni mai puțin. În fine, establishment-ul se remarcă pentru consum de presă online foarte mare. Consum de veste ridicat, dar asta e un efect de vârstă. Și este cel mai deranjat la reclamele de online. Și, în fine, grupa aceasta cu venituri mai mici decât establishment-ul, dar în floarea vârstei, ca să zic așa, un comportament tot așa, mai puțin content seekers și mai mult folosesc online bogaturi ăsta, pe Facebook, pe e-mail și așa. Și sunt destul de puțini, adică sunt aici puternic, sunt reprezentați în mini-eșantionul ăsta. Am terminat. Văd online pe bine. Mulțumim! Ce scuze că am greu, dar suntem foarte întârziați. Mulțumim frumos!